Mulțumim, Cătălin, you rock. Cadoul lui Cătălin. Uitați ce frumos împachetat aici. Băi, aventura noastră cu prietenii de la AM Family aici de față. Bă, mă bucur că-ți you place are beautiful. Pa. Pa. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Cum sunteți? Ești fericit? Ți-au venit abonații. Frumos, okay. Frumos acolo video la ploaia. Morning! Morning, ești good? Yes, very good. Deci Gabi a promis că săptămâna viitoare facem un facem un ceviche, da? Deci de când am ajuns prima oară în Brazilia în 2016, n-am înțeles care e logica din spatele modului în care ăștia își denumesc zilele săptămânii. Că mă, normal, în spaniol ai luni, marți, miercuri, sunt în engleză, în francez, toate limbile, numai la ăștia e diferit. Da. De ce? Pentru că ei s-au luat după, nu știu de ce clar și concret, dar segunda fera, adică luni, este a doua zi de târg. Și prima, principala zi de târg era duminică, da. A, păi asta e și la noi, da, exact, că târgul de obicei când spui, bă, ce faci duminică, mă duc în târg. Da. Și, na, probabil lucrurile funcționau după târguri și după microeconomia care a început să se formeze și era lunea a doua zi de târg. A treia zi de târg, marți. Deci asta e tercera, cum e, quinta e vineri? Nu, seiștea e vineri, adică a șasea. Seiștea e vineri și sâmbătă, deși te-ai gândit că e a șaptea, nu, sâmbătă e sabadă. Da. Da, deci e penal. Pentru că e așa, Secundă. Sestă. Care seiștea, mă, nebună? Secundă, quinta. Ia, nu. Tersera, mă. A, secundă, tersă, cuarta, quinta, sabădă și duminică. Ia uite! Ce? Aoleu, sorry! Mamă! Da! Ce faci? Ia uite! Ce faci, mă, băiatul? Da, mă, băieții, mă! Mamă, păi mamă, fate, și-au făcut aici. Nu. Zi-mi și mie o chestie. Te-ai gândit vreodată ce vrei să te faci când o să fii mare? De câteva ori, dar încă nu știu foarte bine. M-am gândit că când o să fiu mare, multe chestii. M-am gândit să fiu YouTuber. Ok. Surfist. Și... și după nu mai știu. Deci asta cu surf-ul ți s-ar părea interesant? Adică te-ai imagina peste 10 ani să ai o mică școală de surf în care să înveți pe oameni cum să surfeze și chestii de genul ăsta? Nu prea mă gândeam la asta, mă gândeam tip mai mult să merg în campionate și chestii de astea. Adică să devii surfer profesionist, te gândeai la treaba asta. Da. Și poate, da, am și eu un magazin cu chestiile mele. Mhm. Ce faceți? Uite, fă, s-a pus aici, zici că ești prințesă, mă? Ce faci? Te pregătești? Îți faci canalul? Mi l-am făcut deja. Lucrează la grafică. La grafică, să faci ceva frumos acolo, te gândești? Te-ai decis când vrei să postezi prima oară? Astăzi. Păi are ce? Creează, asta e ideea, nu? Asta e ideea, da, să se țină, să facă. Dacă nu o faci, niciodată n-ai ce. Niciodată, așa e. Cum i-ai pus numele? Carlos Land. Carlos Land, foarte tare. Deci v-am zis și în video anterior. Mă, scuză-mă, tu observi că ea are un stil de momentul în care îți răspunde să uite în altă parte? Da, asta de ce? Pentru că nu se simte în siguranță să se uite la cameră. Da.
Da, crezi că nu știu? Aha. Deci ea știe să, uite, acum e în Photoshop. Cum ai învățat asta? L-am învățat singură sau cum? Am învățat de la mine Basic-ul, după care de pe YouTube. De pe YouTube, da. Foarte tare. A, asta vrei să faci ăla, channel art-ul. Da. Poate că ați văzut într-un dintre vlogurile anterioare că domnul Gabriel aici de față s-a lăudat că el face ceviche bun. Da. Și în continuare îți păstrezi lauda, nu? Da. Clar. Și vedeți aici frumos ceviche-ul. Nu știu cum să vă spun exact. Din ce pește e ăsta? Dorada. Din dorada cu ceapă. Ce mi-a pus acolo înăuntru? Ceapă, ghimbir, usturoi, gogoșar, ceapă roșie. Ceapă roșie. Deci ceapă roșie ai pus. Ceapă roșie, aha. Da, neapărat ceapă roșie. Asta este cea mai tare mâncare ever. Deci dacă veniți în America de Sud, dacă ajungeți prin Peru... Și lămâie. Ăsta este peștele crud, dar la modul nu că este lăsat crud, dar el nu rămâne crud pentru că se marinează în suc de lămâie și uite, e alb, practic. El își schimbă culoarea ca și cum l-ai fiert. Ceviche se mănâncă și în Chile, dacă nu mă înșel. În Chile și în Peru, da. Că dacă are ți-a părut mai bun ăla... Cel din Peru. Știi că știau un fel de... Pardon. Revoltă între ei, se ceartă. De unde este vecele? Cum e și cu Pisco Sauro? Că Pisco Sauro, teoretic, ei zic că ar fost din Chile și a datat în Peru, zic unii. Deci Păi Pisco, de fapt și de drept, este țuica sau aguardentele spaniol. Da. Și nu are nicio treabă cu America de Sud, pentru că aici nu creșteau struguri. Au fost adus de către spanioli. Și se ceartă degeaba, de fapt. Ar fi mers un vin verde sau un vin alb. Am vorbit în vlogul anterior în care Bruno cu Gabi abordam subiectul modul în care el își educă copiii. V-am povestit acolo și ați văzut că am discutat foarte mult despre timpul pe care tinerii, pe care copiii, pe care adolescenții îl petrec în fața gadgeturilor. Și acum vreau să vorbesc despre o aplicație foarte tare și anume FamiSafe. Vreau să le mulțumesc celor de la Wondershare pentru că au sponsorizat acest video. FamiSafe este o aplicație extrem de bine pusă la punct. Se adresează părinților care vor cumva să monitorizeze timpul pe care îl petrec copiii în fața telefonului, în fața laptopului sau în fața tabletei. Am văzut că treaba asta cu tabletele este la foarte, foarte mare căutare. Aplicația se downloadează foarte ușor, fie că aveți Google Play Store, fie că aveți App Store, funcționează pe Windows, pe, cum îi spune, Fire? Fire Stradă, pe Kindle, nu? Așa, Android, Mac și ce alte device-uri sau sisteme de operare mai aveți voi pe acasă. Am luat acum aplicația pe ambele device-uri pentru că așa trebuie. Ăsta este device-ul de pe care o să o controlezi și ăsta, să spunem, e telefonul Valentinei, dar să spunem că ăsta este device-ul copilului. Iau frumos aici, o configurez, am un cod, dau aici frumos accept și zic kid. Am pus pe Valentina copil și trebuie să iau codul de aici să-l trec în partea asta. Ia să vedem. 954763. O să te pun aici să instalezi un nou profil, astfel încât să poți să controlezi telefonul copilului. Repet, ăsta este telefonul copilului, ăsta este al părintelui. La setările pentru Safari dăm aici frumos FamiSafe. Așa, deci mi-a apărut frumos location unde se află copilul și vedeți, zice aici, acum 3 secunde, cred că asta se referă la refresh, mai are 26% baterie, iar astea sunt probabil coordonatele. Foarte, foarte tare aplicația, frate, mai ales acum, când contentul de pe internet este accesibil pentru orice fel de copil, orice vârstă, uitați câinele, orice vârstă,
și așa mai departe. FamiSafe în momentul de față vă oferă o variantă trial foarte interesantă, de-a lungul căreia aveți acces la absolut toate funcțiile aplicației pentru 3 zile, după care dacă vreți să vă cumpărați aplicația aveți un 35% discount, pentru că evident ne aflăm în săptămâna sau da, suntem încă în săptămâna cu Black Friday. Evident că nu se pute altfel, avem aici un vin. Ce vin e ăsta? E un vin portughez. Portughez. Montserrat. De un, l-ați cumpărat de aici sau luat pe aici? Nu, de aici. De aici. Ar fost excelent să fie un vin verde sau alt dar. Așa. Ia să încercăm. Sare. Nota 10. Deci nota 10 și acum marea, marea degustare. Ai și cartofi dulce acolo? Nu știu, cred că da. Păi nu, nu ai. Asta e marea problemă, că dacă... Deci trebuie să fie neapărat cartofi dulce. Neapărat așa, da. Cartofi dulce. Uitați cât de mișto se vede asta. Deci nota 500. Uite nota... că aici cartofi dulce. Da. Da, dar eu mi-am pus cartofi normal, exact. Nu, da, mă, așa e. Așa e, vine și cu ăsta dulce. Mi-am pus și... E așa și gustă, gen cartofi dulce cu... combinat cu ăsta, așa, să vezi cum e. Ăsta e cartofiul. Da. Mulțumesc, cumpete. Așa, mare, dragule. Ăsta e rece. Acum l-am făcut aici. Combinat frumos, împreună cu de toate. A? E un pic altceva cu ăsta dulce? Păi dacă sunt gusturi, se, da, ia, sunt gusturi opuse. Te pregătești pentru, pentru primul clip? Nu, mă machează, nu. Te-ai gândit vreodată ce vrei să devii când o să fii mare? Bine, deja ești mare, dacă o să fii mai mare, să zicem. Adult. Cred că vreau să fiu actriță, dar e foarte greu să fiu actriță. Da, foarte. Da, să fiu da, și m-am gândit să fiu și arhitectă. Arhitect, da, da, da. Deci te-a interesat și treaba asta. Dar știu că în video-ul pe care l-ai pus cu Gabi ieri ai zis ceva de genul că n-ai vrea să lucrezi pentru cineva, că ți-ar plăcea foarte mult să lucrezi pentru tine. Da. Te gândești să călătorești singură la un dat pe termen lung sau să pleci așa de nebună prin lume când o să fii mai mare? Cred că o să plec, dar nu știu dacă o să plec singură. Poate să plec cu prietenii. Bine, eu când mă refer la singură ziceam, adică fără să mergi cu ai tăi, să zici, bă, plec da, 6 da, luni da. De zi. Cred că când împlinesc 18. Când o să plec în lume singură. Aha, foarte tare. Deci vedeți acum ea se pregătește pentru primul clip pe care îl filmezi azi sau nu? Da. Deci tot ăla să te filmezezi. Uite ce tare, băi. Ana, tu știi ce vrei să te faci când o să fii mare? Da. Ce? Să ajut căței. Unde să joci? Să ajut căței. Vrei să ajut animalele, da? Dar tu ce vrei să fii când erai mic? Băi, eu nu voiam să fac nimic când eram mic, eu voiam să mă joc pe calculator și să nu fac nimic altceva, n-aveam niciun plan cu viața mea. Serios? Vorbesc serios, da, când aveam, eram de vârstă ta, n-aveam nimic în cap. Da, eu... nu știai ce vrei să devii? Nu, îmi plăcea mult basketul și chestia asta cu actoria, dar nu erau niște dorințe așa, mă, mie îmi plăcea să mă joc pe calculator, atât o făceam. Deci asta e bine că ai o direcție, știi, pe mine dacă mă întreba cineva la 15 ani ce vreau să mă fac, poate și aș fi spus actor, dar nu așa, mai mult gen să răspund. Dar nu... tu ai fost la facultatea de actorie. Da. Mi-ai recomandat? Băi, sincer să fiu, e interesant, dar dacă vrei să devii actor, nu trebuie neapărat să... Poți să te interesezi, dar poți să începi să faci asta de aici, poți să te interesezi de castinguri aici, e super simplu. Intri pe site-uri sau te duci pe Facebook și vezi că lumea unde sunt castinguri și te duci la castinguri. Că ești foreigner, vorbești limba la perfecție, ai putea să participi la chestii de genul ăsta. Așa se face. Ai prins 2-3 castinguri bune, te duci acolo frumos și dacă îți merge și dacă ești ok și îți place, gata. Ți-ai dat drumul și ai început nebunie. E oribil la ochi. Nu merge. Uite că e oribil la ochi. Asta o să fie primul moment din viața mea în care sărbătoresc și o Thanksgiving. Și am nimerit aici cu oamenii ăștia frumoși în Brazilia și nu știu exact ce se face. Se ia lumânarea să se aprinde și se face ce cu ea. Te mulțumești pentru anul ăsta. Pentru anul ăsta care a fost, așa, da. Da, adevărul că s-au întâmplat multe chestii bune anul ăsta dacă și dacă vrei să mulțumești, dacă nu... Dacă nu, păi trebuie, am. Că ți se cuvine. Am. Am de mulțumit, clar. Obligatoriu să mulțumesc. Și Johnny, nu-l uitam pe Johnny, cum? Uite, ia un pas la mami. Ba, o ții așa, vrei să nu te Johnny are băie lumânare? Dorică?
A fugit cineva de aici. Johnny, what language do you speak better? English or Portuguese? English. Johnny is speaking English. Ok, și facem cu asta. Până când comienza, mă, păi o zice cu voce tare? Nu! Ia, Johnny! Pentru cei 10.000, 11.000... 12.000 de abonați? 12.500, 12.500. Pentru că suntem aici toți împreună, pentru că e cătă la noi cu Vale, pentru live, pentru la fel ca mami și s-ar putea să recuperea și ta noastră. Așa, rămâne filmat aici, știi? Au fost alături de noi live în această seară, live. Bă, eu mulțumesc că anul ăsta am stat 7 luni fără să facem mare lucru. Că pământul ăsta s-a oprit pentru 7 luni. Așa. Nici Nostradamus n-a prezis chestia asta. Și eu mulțumesc că sunteți sănătoși și că ne-am adunat aici la masa asta oameni din 1000 de țări, într-o țară în care nu mă gândeam că o să întâlnesc oameni din 1000 de țări și mai ales de la mine din țară. O chestie foarte tare. Și da, exact cum a spus toți, că suntem sănătoși. Chiar dacă asta pune standardele puțin ca în jos, bă, suntem în viață, adică ok, știi, ne bucurăm la minimul necesar, dar totuși e o chestie... E o realizare treaba asta. E bine. Exact, da. Ia mai să vedem. Deci eu nu, uite, mă șer de lumânarea aia. Eu n-am încercat niciodată. Cred că poate am mai mâncat, dar nu mi-aduc aminte. Oricum nu era ceva ce iubeam sau ceva. Da. Nu cred. Cred că brânză dulce stafide. Da, așa, aia era. Așa? Natalia. Mamă, frate. Foarte bună, frate. Da, super bună. Să mor, super bună. E deliciosă. În cât timp ai făcut-o? 50 minute de ornul. De ornul, deci un cuptor al vreo 50 de minute. Super tare. Să închid mai bine. E perfect, e superbă. Băi, aventura noastră cu prietenii de la IM Family aici de față era să zic că i-a sfârșit, dar nu i-a sfârșit. Și pune așa o pauză. De-abia a început. De-abia a început, exact. De-abia a început aventura. Noi, eu cu Vale, plecăm în Salvador astăzi și avem un plan să ne întoarcem aici. Cred că se va întâmpla treaba asta undeva pe săptămâna viitoare. Voiam aici pe cameră să le mulțumesc din suflet pentru ospitalitatea de care au dat dovadă și pentru felul în care s-au purtat cu noi, ne-am simțit ca acasă. Valentina actually told me that from all the people that she met here, or they are like her favorites more or less. Yeah. Deci a zis că s-a simțit super bine, că e foarte fericită. Când a stat 8 zile, nu? Nu știu. Bine. Că au trecut repede. 8 zile. Da, au trecut foarte, foarte, foarte repede. Încă o dată asta voiam să vă mulțumesc, frate, pentru tot. Deci chiar m-am simțit ca acasă. Mâncare, totul. Deci nu, n-am no comment. A fost super mișto. Zi. Ai un cadou în mașină. Și noi, păi, vă mulțumim tare mult. Ce cadou, frate? Da, frate, păi ai zis, te-am întrebat, bă, te rog frumos să nu mă fac să mă simt prost. Și tu ai zis, da, mă, gata. Așa a fost, da? Ia uzi, mă, deci eu nu știam de chestia asta. Hai că mergem acum să vedem. Da, da. Să deschideți până doar și de Salvador. Până mergem în Salvador. Vreau să-i mulțumesc la Vinie că ea s-a purtat așa ca o mamă, frate. Deci ne-am simțit, eu și Vale, we were her children, basically. Da. Deci săraca a avut 5 copii de data asta. Bine, și tu te pui ca la copii, cred. Da. Nu? Da, exact. Cred că da. Vă mulțumim tare mult că ați venit. Ne-am simțit foarte bine alături de voi. Și Ana, tu ai o față de că zici că ești fericită de ceva de genul, te uiți cu oroare. Ce căutești la mine în curte? Nu? Se uită Ana. Ce vorbesc ăștia aici, frate? Carla, v-am spus și adesea, Clara, Sara. Sara. Și-a făcut canalul, o să posteze în vreo 2 zile și al doilea vlog. El s-a întors la programul normal de postat în fiecare zi. Găsiți frumos link-urile în descriere. Ia să vedem. Folie de mâncare! Ia uite! Mulțumim, Cătălin, you rock! Filmi un pochet. Ce-i asta? Stai să vedem, frate. You rock! Da, i-am făcut un mic cadou lui Cătălin. Uitați ce frumos împachetat aici. Cătălin, you rock! Dar de ce mai foarte frumos?
Ai, bă, nu accept. Deci nu accept. Frate, nu accept. Nu accept. Bă, ți-l arunc să mor. Ai zis să nu mă faci să mă simt prost, mă face să mă simt prost. Mamă, deci nu, nu se poate, să nu se poate. Nu mă, nu accept asta, bă, să mor. Nu, nu, nu. Ai acceptat dinainte, n-ai nicio. Hai, frate. Nu, chiar nu, frate, ești nebun la cap. Ta, uite, bă, mi-au dat repiedul ăsta, frate, le-am zis de la început că mamă, cât de mișto e, cât. Bă, nu da, accept. Îl las aici, să mor eu. Vale, I cannot accept this. Bă, ce ai? Weekend? Da, frate, deci am zis. Deci am zis de la început că bă, cât de mișto e, cât îmi place asta. Am stat și m-am plâns, m-am uitat la el ca o fetiță din ea care se uită în vitrină, știi, la dulciuri. Și zis, bă, cât de frumos. Și uite, frate, mi l-a făcut cadou. Bă, mulțumesc din suflet, vino cu aici. Mulțumesc din suflet. Mamă, ce tare! Bă, sunt fericit! Vreau să-l țin acum! Da. Eu mă bucur. Pentru cei care nu știu, ăsta e un trepied foarte valoros și foarte scump. Nu cred că am avut un trepied mai scump ca ăsta vreodată. Și e super util. Poți să-ți controlezi camera de aici, ai zoom, ai movie, ai rec, ai o grămadă de chestii. E nota 10 asta, frate. Nota 10. Mulțumesc frumos. Mulțumesc din suflet.